Salut și bine te-am găsit la un nou video priceput marca Atutech, unde ești în siguranță. Dar înainte de toate, dacă ești pentru prima dată pe acest canal, nu uita să te abonezi și să activezi și notificările dacă vrei să fii la curent cu cele mai noi informații din gama sistemelor de securitate. Astăzi facem un review pe două camere full color. Este vorba de camera full color de la Safer și camera Color View de la Hikvision. Mai multe detalii despre aceste produse găsești la linkul din descriere. Voi pune aceste camere pe două DVR-uri, Safer pe Safer și Hikvision pe Hikvision. Și o să vă arăt și setările. Mergem mai jos, exposure, dăm un click. Expunerea este pusă pe global, ia să vedem ce setări mai avem aici. O las așa pe global. Mergem la video settings și avem așa, image mode pe standard. Hai să vedem ce se întâmplă dacă modificăm. A crescut culoarea, a crescut de fapt temperatura culorii. Este o culoare mult mai caldă în acest moment. Și ajungem la setarea de Smart Light. Dăm un click aici. Este trecută pe auto. Dăm puțin în dreapta să vedem ce se întâmplă. Dacă o trecem pe off, nu se mai aprinde LED-ul cu lumina albă pe cameră. Și noaptea este noapte, nu o să mai vedeți absolut nimic pe cameră. Deci sunt două setări aici, auto sau off. O lăsăm așa pe auto, pentru că ne interesează imagine color pe timpul nopții. Așa, exit. Și acum, hai să vă arăt exportul din DVR cu această cameră. Ok, formatul este PAL, video mode 5 megapixeli în tehnologia CVI, backlight mode este pe off, hai să facem câteva setări aici. Image adjust așa, dăm plus aici. Image mode standard, de aici puteți face câteva setări. Mergem cu return. Bun, exposure, intrăm și aici. Este pusă pe auto, exposure level 7, anti-flicker, ok, select în return. Am ajuns la secțiunea light, unde aici în dreapta găsim smart light. Este o mare diferență între această cameră full color și o cameră obișnuită. Deoarece, această cameră nu are LED-uri infraroșu, ci are un LED care se aprinde cu lumina albă. Să nu creăm confuzii, da? O să vă arăt și niște imagini acum, ca să vedeți diferențele. Așadar, dacă pe setarea de light găsim aici în dreapta Smart Light, înseamnă că LED-ul de pe această cameră se aprinde automat. Dacă dăm aici în dreapta, ne apare modul off, ceea ce înseamnă că acest LED nu se mai aprinde deloc. Mai dăm o dată aici în dreapta și găsim modul manual. Dacă am setat modul manual, înseamnă că LED-ul de pe această cameră se aprinde permanent, a nu se crea confuzii între o cameră obișnuită și o cameră full color. Eu vă încurajez să lăsați câte un comentariu la acest video pentru a putea dezbate un subiect pe baza acestor camere, pentru că aș vrea să aud și părerea voastră. Ne revedem data viitoare la un nou video tutorial.